Măsuri speciale dictate pentru posibilitatea de exploatare a lemnelor din pădurile în care au fost găsiți mistreți cu peste porcină africană. În cursul săptămânii trecute, conducerea direcției silvice s-a plâns de faptul că nu pot valorifica parte din lemne din cauza interzicerii accesului atelajelor hipo pe fondurile forestiere. În cursul după amiezei de miercuri a fost convocat din nou Comitetul Local de Combatere a Bolilor și a fost aprobat un plan de măsuri pentru a se putea exploata masa lemnoasă. Să ne ducem la îndeplinire toate atribuțiile pe care le avem, bineînțeles în limita competențelor și în limita bugetului pe care îl avem, pentru a reduce riscul propagării acestui virus peste porcina africană în județ. Planul de măsuri este extrem de riguros pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane și prevede chiar dezinfectarea cailor ce au intrat pe fondul forestier. Accesul va fi limitat și atent verificat. Cel puțin, asta prevede planul. Accesul în fondul forestier, precum și ieșirea din acesta, se va face pe aceeași cale de acces, de preferat aceleași pe care s-a transportat masa lemnoasă cu mijloace mecanizate, pe care este amplasat utilajul de dezinfecție. La ieșirea din fondul forestier, gestionarul masei lemnoase va proceda la dezinfectarea atelajului, a încărcăturii acesteia, a animalelor de tracțiune prin tratarea soluției de concentrație din masă. La ieșirea din fond forestier, gestionarul masei lemnoase va proceda la dezinfectarea întreprinderilor participanților la activitatea. Rugămintea mea este ca să ne spuneți data de începere, și pe partea privată și pe partea de stat. Și rugămintea este la partea privată, la finanțific, să avem la sfârșitul perioadei de 60 de zile o listă cu toți cei care au, dacă se poate, o listă cu toți cei care au intrat în pădure și au uzat de această acțiune, pentru a avea o trasabilitate în caz de apariție peste porcine la porcul domestic, la fel și la privat, dacă se poate lucrul ăsta. Planul de măsuri a fost în cele din urmă aprobat.